Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Vreau să vă arăt o nouă îmbunătățire adusă motocultorului meu și mai bine zis, înlocuirea manetei de ambreiaj originală cu una cu sistem de blocare. Pentru că știți și dumneavoastră, trebuie să ții în permanență maneta apăsată ca să-l poți pune în mișcare, să tensionezi curelele și devine obositor. Așa că am cumpărat o manetă de la un magazin de biciclete, motoscutere și ATV-uri, dacă rețin bine, comercializau acolo. Și are sistem de blocare. Mi-a dat puțin de furcă deoarece nu s-a potrivit pe ghidon, a fost mult mai mică la gaura care fixează pe ghidon. Am majorat-o cu o freză, s-au subțiat pereții și în final s-a rupt. Atunci am construit un colier peste partea ruptă. Am lăsat și o parte din bucata ruptă aici ca să strângă bine pe ghidon. Am făcut un colier, s-a strâns foarte bine. Aici unde vine cablu, unde vine bolțul de la cablu, a trebuit să majorez gaura. Am majorat și gaura, canalul la fel pe care intră cablu de desubt. L-am făcut și pe acesta și am montat-o. Și văd că dă rezultate foarte bune. Ideea este că mă refer la modul de funcționare. Tragi de manetă, are un bolț aici cu un arc, ai împins bolțul, ai eliberat maneta și rămâne blocată. În momentul când vrei să o decuplezi, doar foarte puțin apeși de ea, a sărit bolțul și a eliberat maneta. Este foarte simplu modul de funcționare și mi se pare chiar foarte eficient. Stai cu mâna relaxată acum pe ghidon, nu-ți mai obosește mâna. Nu te mai doare, să zic așa, mâna este foarte, foarte practică și foarte utilă și în special la deplasările cu remorca și la frezat. La arat, hai că unde ari în grădini mai mici, mai asta, mai faci manevre, dă-i înainte, înapoi și îl utilizezi mai frecvent. Dar așa, când mergi mai mult, e foarte bine să stea blocat. Vrei să lucrezi cu el, să nu se blocheze, lucrezi pur și simplu. Vrei să-l blochezi, l-ai blocat. Acum am venit cu remorca ispre ca să-i fac o probă să văd cum merge și se descurcă foarte bine. Am încărcat și remorca cu niște crenci pentru că la mine aici în zonă se cam taie pădurile așa în mod abuziv. Dar asta e, dacă mai marii noștri nu iau măsuri, noi nu avem ce face. Și cam atât. Astea fiind spuse, vă doresc o zi bună și ne vedem cu bine la următorul clip.